m-au bătut în cap cu lingura de fier. Întors cu capul roșu, cu picioarele sus. M-a dat cu mătră, cu coada de mătră, peste picioare. Plăpând, timid și rușinat, Edi își dezvăluie povestea cu greu. Stă pe scaun de parcă ar vrea să fugă și din când în când zâmbește frumos. Ascuză. Aș vrea să uit, pare să spună, căci oamenii care l-au abuzat fizic și emoțional sunt chiar părinții lui. M-a bătut șece cu curaua, mama. Eram cu minte, dar tot mă bătea. Dormeam în zuga până noapte. Mi-a luat rău. Și vomitat. Mi-a dat și cu șutul în burtă. Tata mea. Îi zășeam lasma. Și-l tot mă bătea. La 5 ani, Edi, pe atunci un copil sănătos, a plecat cu părinții în Italia, unde din senin a început să fie abuzat de mamă și de tată. Atât de mult l-au bătut, încât a rămas cu sechele. De la lovituri a făcut strabism, iar un ochi îi plânge permanent pentru că i s-a înfundat canalul lacrimal. Și poate că situația ar fi fost chiar mai cruntă dacă bunicul lui n-ar fi înțeles din convorbirile telefonice că acolo ceva nu e în regulă. Ce face Edi? Doarme sau se joacă, nu e în casă. Dar eu i-auzeam în gura și nu vroia să mi-l dea la telefon. Ca într-un timp mi l-a dat la telefon și l-am întrebat ce faci, tataie? Păi ce să fac? Bolnav, tataie, că mă doare capul și dorm toată ziua, că tata ăsta mă bate, numai în cap. S-a zbătut să facă rost de bani și a plecat singur cu autocarul până în Italia să vadă ce-i cu Edi. Iar când a ajuns, l-a găsit mai rău decât se așteptase. Venea să cad jos, am amețit când l-am văzut. Era distrus, nici pe picioare săracul nu putea să țină. De la bătăi. Stres, dorm cu stres, că îl culca acolo într-o bucătărie, într-un pat fără învelișuri, numai cu un nailon sub el, fără să se învelească, fără nimic, igrasie, pereți umezi. De asta spune copilul că era frig. Am plâns. Am plâns. Ce să fac? L-a luat pe sus și l-a readus în România. Nici fund nu putea să stea. De-abia l-am scos afară de pe autocar, îl scoteam în braț. Era jale. Un an de zile s-au chinuit bunicul și bunica să-l repună pe Edi pe picioare. Lunar l-au dus la Iași la tratament pentru vedere. Deși venitul familiei era de 250 de lei pe lună, de operat n-au reușit să-l opereze pentru că n-au primit procură de la părinți. De curând însă bunicii au câștigat oficial dreptul de a-l avea în grijă pe Edi și se vor ocupa de toate. Dar în toată această luptă a contat că n-au fost singuri. Le-au stat alături lucrătorii comunitari din proiectul Servicii Comunitare pentru Copii. Membrii echipei au fost profund marcați de povestea lui Edi. Am mers la el acasă și l-am găsit într-un stadiu, cum să vă spun eu de asta, stăteam și ne uitam. Ne gândeam de ce s-a întâmplat și dacă e posibil așa ceva, ce vedem noi în fața ochilor acolo. Din toată tevatura, în toate gândurile alea negre care se adunase despre noastră, am zărit un zâmbet. Acea gropiță ne-a dus la viață și de atunci am zis că trebuie să facem ceva. Pentru noi nu mai este de mult, e de un caz, pentru noi este un prieten. De cum am venit cu el din Italia, am fost ajutați de oamenii ăștia. Niște prieteni adevărați. Simte și el căldura omului, sufletească. Dacă nu a avut-o de la părinți, de unde s-o are? La noi și de la alți străini nou. Dar această căldură și-a făcut efectul. Azi e bine, trupul s-a refăcut, doar ochii mai suferă și au nevoie de tratament. Cu toate acestea, merge la școală și îi place foarte mult. Acasă e înconjurat de dragostea bunicilor și cea a prietenilor lui. De aceea fața lui pare că a uitat expresia tristeții. E toată numai zâmbet. Ajută-i pe Edi și alți copii ca el să fie susținuți de profesioniști locali și să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Îți mulțumim!